Soarele, mare și timpul petrecut afară sunt bune pentru suflet, dar pot dăuna pielii. Discutăm în emisiunea ProSănătate de astăzi despre îngrijirea corectă a pielii vara cu domnul Eugen Gorgos, medic dermatovenerolog. Salut Eugen și bine ai revenit la noi! Salutare, bine v-am găsit! Mă bucur din nou să fiu aici în studio. Ce probleme dermatologice apar vara și cum le putem preveni? Deci apar toate cele, acele probleme care apar de obicei dermatologice plus unele uh, care se acutizează sau se agravează datorită radiației ultraviolete sporite. Da, asta este diferența. Plus mai sunt și dermatoze, adică boli de piele care se agravează atunci când este foarte cald. Afară pentru ce noi aici din Moldova cam, cam am fost lipsiți în ultima perioadă. Da, da, da exact. De deci ce ar trebui să ne îngrijim rutina de îngrijire a, a pielii vara? Deci ar trebui să ne schimbăm rutina de îngrijire. Desigur, ne aflăm acum într-o perioadă cu o radiație ultravioletă înaltă, iar razele ultraviolete sunt responsabile de un grup de dermatozii, de multe boli de piele da, actinice, alergice, agravează acneia, rozaceea. De aceea, în rutina zilnică pe care are o persoană, ar trebui neapărat de adăugată acea cremă de protecție solară, mai ales pentru persoanele de fototipurile 1 și 2. Da, pentru acele care au pielea deschisă și foarte deschisă, vorbesc de fototipul 1, sunt persoanele roșcate, cu multe nefelide sau pistrui, cum le spunem noi. Aceștia nu au nu au o protecție naturală de la razele ultraviolete. Fototipul 2 sunt persoanele blonde, la fel cu ochi albaștri sau uh, verzi, la fel cu o protecție naturală foarte slabă uh, contra razelor ultraviolete. Da, Sunt de obicei proveniți acești oameni din popoare nordice, uh, iar acum cum s-au amestecat uh, toate popoarele, fiecare trăiește unde vrea, mult, mulți locuiesc în zone cu... O radiație ultravioletă mult mai înaltă decât cea pe care o tolerează pielea. Și asta le generează unele probleme de sănătate a pielii. Cum alegem corect o cremă de protecție solară? Oricare o folosim, sau cum o alegem corect? Desigur, în primul rând, trebuie să optăm pentru produse calitative. Eu recomand tuturor pacienților cremele de protecție solară procurate din farmacie, de la companii dermatocosmetice, chiar de la cele cu nume, care au o experiență mare în domeniu, care au ajuns deja la niște formule de protecție solară foarte sofisticate și care sunt foarte bine tolerate, de fapt. Deci, sfatul meu e farmacie și gradul de protecție deja în corespundere cu tipul pielii, da, iată, noi suntem uh, fototipul 3, ochii căprui, uh, părul întunicat. Mai fericiți. Uh, mai fericiți, deci mai, mai ușor adaptați la razele ultraviolete, uh, de deci aceea ar fi necesar o protecție, poate și un pic mai scăzută, SPF, acel sun protection da. factor, din engleză, 30, uh, ar fi perfect, deja e foarte uh, înalt. Uh, și mai ține de de cât de frecvent trebuie să aplicăm crema de protecție solară. Dacă noi, fototipul 3, putem să o aplicăm uh, acum doar dimineața, pentru că timpul zilei cam stăm în uh, birouri, în cabinet, cei cu fototipul 1 și 2 uh, s-ar uh, cuveni să o mai reaplice pe parcursul zilei dacă se află în aer uh, liber. Deci, uh, în concluzie, cum să alegem crema, da, farmacie, calitate. Ce înseamnă UVA și UVB? Sau aici nu ar să Ultraviolete. Tinem... ultraviolete a, ultra ultraviolete B și mai sunt și ultraviolete C. Deci trebuie cred, să ținem cont de ele. Cremele sau? din comerț acum au protecție UVA și UVB care ajung la pământ, ce mai, mai puțin ating uh, solul <laughs> da, și, pe, și pe noi. Uh, dar în concluzie ce am vrut să spun, bineînțeles, persoanele, cât mai deschisă este pielea, cu atât mai mare trebuie să fie factorul de protecție și cu atât mai frecvent trebuie să o aplice este o altă problemă și cu regula de, de aplicare. Da. Mulți nu au cremă de protecție solară, dar o aplică greșit. Deci se recomandă aplicarea unei creme cu SPF cu cel puțin 15 minute înainte de a ieși din încăpere chiar dacă afară este înnorat, chiar dacă plouă, nu trebuie să uităm că razele ultraviolete foarte bine pătrund prin nori. Noi nu le simțim pentru că nu pătrund cele infraroșii, da? nou ne este răcoare și ne este bine, iar razele ultraviolete continuă să ne afecteze pielea, mai ales pe cea neprotejată natural, pielea foarte deschisă. De aceea se aplică înainte de a ieși din casă și aplicări repetate la fiecare 2-3 ore de aflare în aer liber iarăși, indiferent de condițiile meteo. Ne uităm în calendar, nu la prognoza meteo, când hotărâm uh, să folosim sau să nu folosim o cremă de protecție solară. Pentru buze putem folosi un ruj, la fel cu protecție solară? Da, ele majoritatea deja conțin sau un balzam, nu neapărat uh, ruj, mai, mai puțin cunosc despre rujuri. Des, Balzamuri <laughs> pentru da. pentru buze, bineînțeles că tot există cu un grad înalt de protecție solară, pentru că buzele sunt încă și mai ușor afectate de uh, radiațiile ultraviolete și asta duce destul de frecvent la diferite cancere carcinomele spinocelulare foarte frecvent sau diferite cheratoze actinice la nivelul buzelor. Anul ăsta ne permitem și ne odihnim din nou la mare. Cum ne bronzăm corect și sănătos! <laughs> Deci, iarăși, nu uităm să, să, ne apreciem fototipul în oglindă. Da? Sunt cinci, de obicei, sunt mai multe scări, dar noi folosim cea cu cinci fototipuri. Unu, persoanele roșcate, doi, persoanele cu părul blond, de ochii deschiși, ăștia nu au o protecție naturală solară, deci e foarte, foarte puțină. Fototipul 3, care noi putem prinde bronz, dar asta trebuie de făcut treptat și lent, pentru că primele două fototipuri, în general, nu ar trebui să aibă așa tentative să se bronzeze, pentru că asta nu este natural pentru acea piele. Fototipul 4 sunt uh, persoanele asiatice sau mulatre. Uh, și fototipul 5 sunt cei cu piele de culoare foarte întunicată, cu o protecție înaltă. Deci ei nu prea necesită creme de protecție da? solară, doar în unele zone, sau dacă se află toată ziua în aer liber, uh, într-o zonă cu radiație ultraviolet foarte înaltă. Dacă să revenim la bronz, iarăși, fototipul 1 și 2, păziți-vă pielea de, de soare și nu trebuie să depășim uh, niște uh, lucruri fiziologice. Da? Nu trebuie să încercați să vă bronzați, pentru că de obicei asta trece prin arsuri. Și diferite probleme de, de piele. Fototipul 3 și 4, care bă, își schimbă culoarea după o radiație ultravioletă, asta trebuie să se întâmple lent, treptat, cu radiații mică, perioadă îndelungată. Și folosirea cremei de protecție solară ea nu o să oprească bronzarea de tot. Deci ea o să o limiteze, anume o să o facă pe cea sănătoasă. Oricum, după o perioadă de vară, folosind zilnic crema de protecție solară, pielea va deveni un pic mai, mai întunecată și tot fără să depășească valorile naturale ale, ale pielei, cât este pielea pregătită să producă acea melanină care ne dă culoarea. Și totuși pot exista unii care se aventurează și din păcate se ard. Ce ar trebui de folosit după aceea, după ce ne ardem pielea sau cum ar trebui de calmat pielea? Deci, dacă nu au știut să se protejeze, se folosesc produse pe bază de Dexpanthenol sau pantenol, e un derivat a vitaminii B5, se comercializează și în magazine și în farmacii, sau produse pe bază de oxid de zinc care tot au scop să reducă deja traumatismul pe care l-a primit pielea, să i ajute să se refacă mai mai ușor. Deci spray, cremă, loțiune în funcție de ce grad de arsură este acolo și cum cum mai bine se simte pielea. Deci de de, obicei de pățesc... și oxidul de, de zinc sunt cele care ajută. De obicei se întâmplă mai des cu bărbații, pentru că ei sunt mai neascultători în acest sens, nu prea folosesc creme de protecție solară. Da, pentru un bărbat, mai ales deci bărbații pe partea de, de sus a, a corpului au o activitate sebacee înaltă, deci pielea este grasoasă de la natură din cauza hormonilor masculini da. androgeni și atunci când bărbatului se propune să mai folosească încă o cremă, pielea deja Раса, ей рефузят. totuși a evoluat industria farmaceutică și acum găsiți sprayuri, loțiuni sau creme într atât de fine și fluide care nu le simte niciun bărbat peste 5 minute după ce le aplică. De aceea problema asta cred că e soluționată de tehnologie, doar trebuie să încerce bărbații și o să vadă că crema de protecție solară ar, ar, putea să fie plăcută și foarte ușor tolerată sau chiar nesimțită simțită pe, pe piele. Dar nu nu zic, de obicei femeile sunt pacientele noastre cu da? diferite boli de la uh, o radiație ultravioletă exagerată pentru că ele uh, cele mai ales cu piele mai albă nu știu de ce le se pare că pielea bronzată e mai frumoasă. Da? Noi toți tindem la o schimbare. Da. Cei cu piele întunicată vor să o cei cu piele mai, uh, mai albă vor să o întunice și atunci se fac proceduri abuzive de expunere la soare, chiar și cabine cu radiație ultravioletă pentru a obține o mai întunecată, pe care cineva o consideră mai, mai frumoasă, ceea ce este, de fapt, greșit din punct de vedere al naturii și a fiziologiei omului. Cum le îndemnăm noi, dermatologii, da. să folosească cremele de protecție solară? Dacă nu pot refuza la ideea bronzului, le amintim că de la radiația ultravioletă, în afară de probleme de piele, în afară de potențiale sau de mărirea gradului sau probabilității de a dezvolta un cancer de piele, pielea mai îmbătrânește de la razele ultraviolete. deci, acestea sunt, deci razele ultraviolete este cauză una din cele mai principale cauze de îmbătrânire a pielei. Și atunci le explicăm doamnelor și domnișoare că dacă nu vor folosi, vor avea riduri mult mai mari și mult mai devreme decât, decât atunci dacă ar folosi cremele de protecție solară. Și asta mi se pare că le motivează mai ușor să folosească un, un produs cu CPF, cu Sun Protection Factor. Acum aș vrea să discutăm despre persoanele care au alunițe și mai multe alunițe pe corp. Ce necesități au ei? Ce ar trebui să folosească? Deci toată lumea se teme de melanoame, este într-adevăr unul din cele mai severe cancere care le poate suporta un, un, om și ca și orice alt cancer, dacă este depistat la timp, se rezolvă, se înlătură focarul primar și totul este bine, dacă este depistat mai târziu, și el de deja metastaze, după înlăturarea focarului primar, oricum găsim alte, alte, focare în alte organe și este, este târziu, nu prea se supune tratamentului oncologic. De aceea, persoanele cu mulți nevi, cred că sunt pregătiți încă din școală și le mai amintim și noi la vizitele la dermatologi, trebuie să le examineze, să le autoexamineze acasă, sunt reguli, le găsiți online, A, E, după care se pot uita la nevii care le se par mai suspecti suspect. sau cei mai mari sau cei care i-au luat la urmărire, să-i Monitorizeze. Se-i monitorizeze, eu știu, o dată la 3-4 luni, și dacă simt că au fost acolo ceva schimbări, să se adreseze la medicul dermatolog. Bineînțeles, ce nu vrem să facem noi cu nevii? Nu vrem să-i traumatizăm cronic. Da, traumatizarea cronică poate fi una de la zona de amplasare, de exemplu, nevii pe gât în fiecare zi vor primi niște traume de la haine, de la guler, întoarcem în capul, ei se rod. Vorbesc din nevii cei elevați, da. da cele care iese. La fel, în zona axilară sau acolo unde la mișcare ei se fracționează. sau zona centurii, sau zona sutienului. Iată, acestea sunt zone periculoase, atât iarna cât și, cât și vara. Alt traumatism cronic se întâmplă pentru nevii expuși la soare. De exemplu, față, mâini, picioare, dacă doamna poartă fuste scurte care primesc în fiecare zi o Doze. doză de radiație ultravioletă care tot are potențial să schimbe ceva în în cromozomi și ar putea să inducă un cancer, mai ales dacă radiația ultravioletă este exagerată. Deci dacă ea a produs o traumă și asta este aceeași traumatism cronic, da, produs deja de soare, în fiecare zi, timp de 5 luni sau cât se află persoana într-o zonă cu radiație ultravioletă mai înaltă. Și asta este un grad de pericol. De aceea, neapărat, nevii fotoexpuși deci pe zonele fotoexpuse, dacă vorbim de oraș, la plajă, pe tot corpul, trebuie protejați cu aceeași cremă cu SPF aplicată înainte de expunere la soare și repetat la fiecare două-trei ore de aflare în... Nu Ar fi mai aer ușor de liber. extras și să Da, ar fi mai ușor dacă vorbim de 2, 3, 5 nevi care da. se află în zonă de traumatism cronic, sau zonă fotoexpusă, persoana care din cauza ocupației se află mult timp în aer liber sau iubește să plece 35 de zile pe lună la, la mare, da, este ușor de, de extras. Ce facem cu cei care au 150 de nevi? Da, dacă îi extragem pe toți, îi lăsăm corpul așa, cu o de, de urme da. de la intervenții medicale, ceea ce nu, nu este chiar, chiar estetic. Deci, da, dacă, dacă vorbim de câțiva, uneori se recurge la extracții, dar iarăși se, este o indicație relativă. Dacă noi, într-adevăr, depistăm că nevă acesta primește traumatism cronic sau o persoană lucrează în aer liber și este un nev care permanent este expus la radiația ultravioletă, ca să nu îl monitorizăm timp de 40 de ani și să-i facem dermatoscopii și să avem grijă extraordinară de dânsul, uneori e mai ușor să-l extragem. Dar dacă este un nev care poate fi protejat sau dacă sunt 50 de nevi, 70 de nevi, deja se, se, decide după, după cază. Pielea copiilor, a bebelușilor, ce facem când plecăm la mare, dar chiar și în oraș, a, fiind bună, ce facem? Bună întrebare. Da. Se zice, în specialitatea noastră, că copilul până la 3 ani nu prea are ce căuta pe plajă. Da? Din cauza aceleași radiații ultraviolete, protecții, chiar și de cei care o să fie după fototipul 3, inițial... Nu este obișnuit pielea, nu sunt obișnuite melanocitele să producă rapid multă melanină și ar putea să fie un stres foarte mare pentru copil. La fel, arsurile solare la copii cu păreri de rău, la cei mici, la bebeluși, sunt foarte frecvente și ar fi de evitat. Sunt și eu părinte și tot am fost copii la mare și la un an și la, <laughs> și la doi, dar iarăși, dacă se, se încalcă, deci dacă se dorește totuși să, se pe litoral, crema aplicată din cap până în picioare înainte de a ieși din hotel sau de la cazare și reaplicată pe parcursul zilei. Nu vă... Deci feriți -vă, copiii de la radiație ultravioletă exagerată, le poate face foarte, foarte rău. Este mult mai periculos pentru copii decât pentru adulți. Nu știu dacă cineva a apreciat cu cât este mai periculos sau nu, dar trebuie general, să avem grijă. Copiii sunt viitorul nostru și dacă noi o să i ardem pe toți la soare pentru că s-au anulat restricțiile de carantină și după asta o să avem mulți persoane, multe persoane adulte cu probleme de piele, poate chiar cele estetice, da? dacă să vorbim de niște pigmentări, o să ne fie la toți mai greu. Și totuși înainte lumea stătea mai toată ziua pe deal, nu, nu foloseau creme de protecție. Și um... mm, măreau pe un capăt de cancer de piele, da, doar că nimeni era. nu le diagnostica. Am înțeles. <laughs> cam, cam asta era, era ideea. Noi tot spunem că în ultimii ani, nu știu cât să zicem, că în 30 de ani s-a dublat numărul de melanoame. Cu siguranță s-a triplat, dacă nu s-a înzecit numărul de pstări. De melanoame și de alte cancere cutanate, bazaliuame, spinaliuame. Asta face diferența. Înainte nu mai știa nimeni bine. Oricum, sunt situații care se întâmplă rar, statistic, doar că nimeni nu dorește să nimerească și în acea exact. particică rară. Eu cred că știința deja a demonstrat necesitatea utilizării cremelor de protecție solară și asta a redus foarte mult uh, numărul persoanelor cu probleme de piele induse de raze ultraviolete și de cancere inclusiv. Uh, ce s-a mai schimbat uh, în ultimul timp, noi zicem ideal, de uh, s-a schimbat și modul de viață, odihnă. Înainte nu se mai odihnea cel puțin în regiunea unde noi locuim, nu mai stăteau oamenii cu lunele la, la plajă. Acum, și asta e bine, mulți își permit acest uh, acest lucru și este un lucru bun. Deci s-a majorat timpul de expunere la soare pe per ansamblu pentru fiecare om, nu doar cei care lucrează la pământ. În final, ce sfaturi aveți pentru cei care ne ascultă și urmăresc? să vă odihniți la mare și oriunde, indiferent de tipul pielii, cât e de albă sau întunicată, dar să vă protejați utilizând corect o cremă de protecție solară sau un spray sau o emulție, deci un produs calitativ cu, cu SPF. Asta va uh, apăra de la potențiale cancere de piele, de la potențiale pete pigmentate, de la riduri și îmbătrânirea pielei, va uh, Ține sub control acneia, rozaceea și alte dermatoze în care soarele este unul din factorii provocatori da, sau agravanți. De aceea trebuie să vă păziți pielea, să o hidratați, să o protejați de soare, să nu o ardeți, să nu o pârliți și totul va fi bine. Eugen, mersi tare mult de dialogul informativ și succes în activitate, vacanță frumoasă! Mersi foarte mult și de asemenea! Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre îngrijirea corectă a pielii vara cu Eugen Gorgos. Vă aștept cu drag și data viitoare. Veți grijă de sănătate.